Vestea ministrului Ilia Olgoa Vasilescu care va indispune tocii bugetarii. Vestea subliniere tip proaste pentru bugetarii dat de ministrul muncii, Ilia Olgoa Vasilescu. Conform Social-Democratei, zilele de 29-30 sublinierei 31 mai nu vor fi libere. La sfârșitul sublinierei lunii există două zile lucrătoare libere decretate în mod legal, stipulate în codul muncii, sărbătoarea de Rusalii, 27 sublinierei 28 mai, din care doar 28 este într-o zi de luni, plus ziua de 1 iunie, vineri. Mai exact, bugetarii, în zilele de 29-30 sublinierei 31 mai, nu vor avea liber. Sărbătoarea de Rusalii în calendarul ortodox este cunoscut sublinierei sub denumirea de pogorârea Sfântului Duh, anunc capitale ro.